Bună, dragii mei! Bine ați venit la Taroterapia pentru o nouă citire interactivă. Astăzi vom avea trei grupuri și explorăm împreună cine ar vrea o relație cu tine, ce fel de relație ar vrea cu tine această persoană și ce motivații are. Aici avem grupul 1 cu tarotul Global Fusion. Aici avem grupul 2 cu tarotul spiritual și aici avem grupul 3 cu tarotul opozițiilor. Este o citire colectivă, vă rog să luați de aici doar ceea ce rezonează. Este o citire fără timp, adică este relevant momentul în care ascultați acest mesaj, nu momentul publicării acestui video. Vă invit de asemenea pe site-ul www.taroterapia.ro pentru seturi de tarot, oracole, cursul de tarot cu metoda Taroterapia. Începem acum citirea noastră cu grupul numărul 1. Grupul 1, adică cei dintre voi care au ales acest set de tarot, vom folosi de asemenea și oracolul nopții pentru citirea voastră. Începem și explorăm. Cine ar vrea o relație cu tine, ascultătorule? Ce fel de relație ar vrea și ce fel de motivații are această persoană? Aici avem o persoană care încă nu ți-a mărturisit ce vrea de la tine. Este cineva care încă menține secretul, probabil nu pentru mult timp. Haideți să vedem de asemenea și din acest oracol ce fel de indiciu obținem. Iată, avem pe cineva care acționează la lumina lunii, adică cineva care acționează pe ascuns. Persoana asta pune la cale ceva fără să mărturisească oamenilor din jur. Este probabil o persoană introvertă. Este probabil o persoană temătoare. Ar putea să fie o persoană din Scorpion, Pești sau Rac, sau ar putea să fie cineva din Capricorn sau Fecioară. Așadar, iată, avem pe cineva care ar vrea să mențină deocamdată lucrurile în tăcere. Ar vrea să nu îți dezvăluie încă planul său. Este genul de persoană cu care nu prea ați știut cum stați. Este genul de persoană care vă poate surprinde. Pentru unii dintre voi, această relație este o relație de natură sentimentală. Pentru alții dintre voi, vorbim despre cineva care ar vrea să se apropie pentru a te cunoaște mai bine, ascultătorule, sperând să înțeleagă pe parcurs ce își dorește de la tine. Haideți să vedem în continuare ce alte detalii putem obține. Persoana asta este o persoană atrăgătoare. Este o persoană care recent și-a schimbat locul de muncă sau domeniul de activitate. Vorbim despre cineva care a făcut niște alegeri greșite. Mai vorbim de asemenea despre o persoană care poate să înțeleagă că alegerile respective nu au fost potrivite pentru el sau pentru ea. De asemenea, avem aici o persoană care încearcă să fie cât mai protectoare cu tine, ascultătorule. Fie că este bărbat sau femeie, vrea să îți arate că lângă el sau lângă ea, tu ești în siguranță. Cineva care se asigură mereu că nu ți este frig, că nu suferi de foame, că nu intri în cine știe ce combinații periculoase. Mai văd la această persoană o experiență de viață destul de bogată. Avem aici pe cineva dintr-un semn de pământ care
ar putea interacționa cu o altă persoană dintr-un semn de aer sau dintr-un semn de apă. Haideți să vedem în continuare, pentru că pare că această persoană va renunța la ceva în perioada următoare, va abandona ceva, va trebui să dea la o parte ceva. Parcă sunt niște obstacole pe care persoana asta dorește să le înlăture pentru a se apropia de tine, ascultătorule. Haideți să vedem mai departe, așadar, ce putem afla despre această persoană și ce vrea cu adevărat de la tine. Pentru unii dintre voi, persoana asta s-ar putea să fie cineva din apropiere, din vecinătate sau din colectivul vostru profesional. În anumite cazuri, persoana asta s-ar putea să vă fie coleg sau colegă la locul de muncă. În alte cazuri, persoana asta s-ar putea să fie ceva mai tânără decât voi. Și mai apare cineva care știe să asculte bine, cineva destul de atent. Cineva care, rănit fiind în trecut, poate acum să ofere o companie caldă și empatică. Ce mai observ aici este că avem un bun comunicator. Avem o persoană care știe cum să își aleagă cuvintele. Avem pe cineva care se exprimă bine atunci când vorbește sau atunci când scrie. Pune punctul pe i. Este genul de persoană care nu prea lasă loc pentru ambiguitate. Cineva care nu suportă confuzia. Sau cineva care este extrem de direct în exprimarea sa. Cineva care spune lucrurilor pe nume. Mă întreb cum rezonează cu voi până acum. Haideți să vedem în continuare. Cine vrea o relație cu tine, ascultătorule? Și ce fel de relație vrea cu tine? Iată, a apărut un 10 de cupe. În anumite cazuri, pentru voi, aici la grupul 1, avem o întoarcere a cuiva în viața voastră. Probabil cineva care a fost foarte îndrăgostit de tine, ascultătorule. O persoană care la un moment dat e posibil să fi ales un alt partener pentru relația sa oficială, cineva care a părăsit tabăra pe neașteptate, dar care se întoarce cu energia unui rege de cupe, adică cineva care ar putea să se întoarcă cu o doză de înțelepciune. Cineva care ar putea să fie pregătit acum pentru o relație plină cu tine, ascultătorule. În alte cazuri, aici vorbim despre o persoană cu care poate nu ai avut un raport sentimental, dar care te-a admirat întotdeauna mai mult de la distanță. Sau o persoană care, la momentul în care voi interacționați, era într-o altă relație și deci nu era disponibilă pentru a intra într-o relație oficială cu tine, ascultătorule. Interesant că vorbim despre cineva care consideră că a sta la distanță de tine în momentul ăsta înseamnă să își trădeze dorințele sale profunde, autentice. Așadar, este o persoană care vine către tine destul de încărcată cu sentimentele sale, cu fanteziile sale, cineva care te îmbracă, ascultătorule, într-un soi de mantie aurie, îți adaugă niște norișori roz, cineva care se gândește cu mult jind la tine. Haideți să vedem în continuare ce detalii putem afla despre această persoană.
Iată, din nou avem acest indiciu al cuiva care s-ar putea să vină înapoi. O relație destrămată și apoi nu s-a mai întâmplat nimic între voi doi și ceva este reluat, da? Iată, roata norocului, adică a aduce ceva cu viteză în prezent, a reactualiza ceva. Un ciclu care nu a fost închis este din nou în plină scenă acum. Aici mai avem pe cineva din săgetător sau avem o interacțiune dintre un semn de foc și un semn de aer sau o interacțiune dintre două semne de foc. Interesant că vorbim aici despre regi și regine, adică avem niște întâlniri între două personalități mature sau reactualizări ale unor situații, dar pe altă bază. De ca și cum și tu și această persoană aveți acum un bagaj de experiențe suficient de bogat încât să puteți să construiți ceva. Haideți să mai aflăm în continuare. Persoana asta este cineva care se simte foarte singur, cineva care e posibil să fi divorțat sau să se fi separat în ultimul an, o persoană care, din punct de vedere emoțional, a dus-o destul de greu până acum și cineva care suferă de singurătate, cineva care s-a săturat să tot stea în bârlog, s-a săturat să tot acționeze, spuneam, pe întuneric, s-a săturat să își țeasă cumva planurile acolo în tăcere. Cineva care vrea să facă ceva diferit. Și hai să vedem ce s-ar putea să afli tu, ascultătorule. S-ar putea, ascultătorule, să ai semne despre intențiile acestei persoane în mod gradual. S-ar putea ca această persoană să o ia pas cu pas și să-ți dezvăluie pe rând fiecare dintre gândurile sale, să înceapă să-ți spună încet, încet ce simte, să-ți dezvăluie ce are de gând cu tine. Ceea ce se vede aici este că persoana asta vrea să o ia încetişor cu tine, ascultătorule, ca să nu greșească. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro, găsește aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video, iar până data viitoare, să ai grijă de tine! Sunt aici cu grupul 2, explorăm împreună cine vrea o relație cu tine, ascultătorule, ce fel de relație vrea, ce motivații are această persoană, haideți să vedem ce a căzut aici. Posibil până acum cineva dintr-un semn de aer, vărsător, gemen sau balanță sau cu ascendentul într-un semn de aer. Haideți să vedem în continuare. Cineva care arde de nerăbdare să-ți vorbească. Cineva de la care vei primi, ascultătorule, niște mesaje foarte, foarte repede. Avem aici o persoană pe care este posibil să o cunoști deja. Cineva care a fost indecis. Vorbim aici despre o persoană care nu a știut foarte bine cum să se poziționeze în raport cu tine, ascultătorule.
O persoană care, când dădea dovadă de maturitate, când se comporta ca un copil. Vorbim despre o persoană care ți-a trimis de foarte multe ori niște mesaje mixte. Te vreau, dar de fapt nu te vreau. Vreau acum, dar hai să mai așteptăm puțin. Se poate, îmi doresc, dar știi, mă împiedic în tot felul de motive. Așadar, aici s-ar putea să vorbim, ascultătorule, despre o persoană pe care ai întâlnit-o în momentul în care, de exemplu, nu rupsese legătura cu trecutul său. O persoană care era într-o altă relație sau o persoană care era chiar căsătorită. O persoană cu foarte multă dorință față de tine, dar care nu a avut suficient curaj încât să facă acele transformări care ar fi putut să ducă la o relație plină cu tine, ascultătorule. Așadar, în multe cazuri aici vorbim despre cineva care caută o legătură sentimentală cu tine. S-ar putea să vorbim în alte cazuri despre un prieten sau o prietenă cu care tu, ascultătorule, ai avut când momente de bine și de cald, când momente de rece sau de conflict mocnit. Pentru că simt că persoana asta nu a putut să verbalizeze foarte bine vis-a-vis de tine intențiile sale sau supărările sale. Aici vorbim despre cineva care s-a temut, ascultătorule, să-ți spună ceea ce gândea. S-a temut să-ți spună până la capăt. Cineva care parcă a stat tot timpul în două registre sau cineva care stătea cumva pe gard uitându-se către două grădini. Cineva care s-a poziționat mai mereu între două lumi. Mă întreb cum rezonează cu voi. Ce mai apare aici ar fi Scorpion sau Taur sau Balanță. Haideți să vedem în continuare ce vrea de la tine această persoană. Persoana asta se îndreaptă către tine, ascultătorule, pentru că în preajma ta capătă foarte multă claritate. Probabil că este o persoană pe care tu ai ascultat-o, o persoană pe care ai sprijinit-o, o persoană căreia i-ai arătat niște puncte de vedere la care nu se gândise. Așadar, probabil că vorbim aici despre o persoană care a cules de la tine niște informații foarte valoroase pe care le-a putut aplica în viața sa. Vorbim aici de asemenea despre o persoană care a visat că poate să aibă cu tine fericirea deplină. Iată, avem 10 de cupe și 10 de monede. Așadar, cineva care te-a considerat foarte, foarte potrivit pentru el sau pentru ea și în alte cazuri simt că vorbim despre cineva care nu s-a considerat niciodată la înălțimea ta, adică cineva care s-a întrebat dacă merită să stea lângă tine. Cineva care s-a întrebat dacă tu poți cu adevărat să accepți pe cineva ca el sau ca ea. Vorbim aici despre o persoană care de foarte multe ori și-a dat cu stângul în dreptul, adică și-a pus piedici de una singură sau de unul singur. O persoană care a plecat cu foarte mult avânt, a pornit cu foarte mult avânt și apoi s-a trezit agățat, suspendat, pierdut pe undeva prin spațiu. Simt că acestei persoane îi lipsește foarte mult claritatea de care vorbeam mai devreme și parcă intenția sa ar fi să se apropie tot mai mult de tine, ascultătorule, pentru că e ca și cum stând lângă tine, reușește să dea jos vălul de pe ochii săi. Reușește să se uite altfel la propria viață. Mai vorbim aici despre cineva care probabil că este într-un moment de dificultate.
Unii dintre voi s-ar putea să aibă niște mesaje rapide din partea unor persoane la care nici măcar nu se așteptau. Haideți să vedem în continuare ce apare aici. Cine vrea o relație cu tine, ascultătorule? Ce fel de relație vrea cu tine? Iată pe cineva care parcă în momentul ăsta ar lucra la o strategie și strategia ar arăta cam așa. Eu îmi doresc foarte mult cu tine și îmi doresc foarte mult de la tine, dar dacă văd că din partea ta nu există acea disponibilitate pe care eu o caut, atunci mă voi mulțumi cel puțin cu o relație de amiciție sau mă voi mulțumi cel puțin să fiu prin preajma ta. Să te ascult, să-mi vorbești, da, să ne distrăm, să mă scoți din stările mele de plictiseală, de apatie sau să îmi arăți din nou că viața merită trăită prin acele lucruri pe care tu le faci. Cineva care caută un soi de adăpost în tine, ascultătorule. Vorbim aici despre cineva care este extrem de fragil în momentul ăsta și e ca și cum își caută un cuib în care să se poată adăposti, caută căldura ta, caută afecțiunea ta, caută poate sfaturile tale. Cineva care este cuprins de asemenea de foarte multă nostalgie în privința ta. Aici avem persoane care sunt născute pe 12, pe 16, pe 7, 5, pe 18, pe 23, 25, 29, persoane născute de asemenea pe data de 3 sau 13, persoane care pot fi născute în luna august, în luna martie, persoane care pot fi născute în luna noiembrie sau decembrie sau în luna mai. Oare cum rezonează cu voi până acum? Haideți să vedem mai departe. Haideți să extragem o carte din oracolul nopții și să aflăm mai multe detalii. Iată, avem Alice în țara minunilor. Adică cineva care a plecat într-o călătorie. Cineva care s-a lăsat purtat de aventurile vieții. O persoană destul de visătoare. O persoană care caută ceva anume. O persoană care se teme să nu se întâlnească cu niște conținuturi dure din partea ta, ascultătorule. Cineva care se poate teme de pedeapsă, cineva care se poate teme că o să iasă rău. Oare cum rezonează cu voi? Haideți să vedem în continuare din tarot. Cine vrea o relație cu tine, ascultătorule? Ce fel de relație? Ce motivații are această persoană? O persoană cu care, iată, aveți încă niște scenarii deschise. Ceva nu a fost finalizat, ceva nu a fost trăit până la capăt. Cineva s-a retras la un moment dat din teamă, din epuizare. O persoană care la un moment dat a devenit extrem de zgârcită cu vorbele sale sau cu timpul său. O persoană care ar putea să reapară pe neașteptate. O persoană care e posibil să fi înghețat conexiunea cu tine în trecut, iar acum își dorește cu orice preț să o redeschidă. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro. Găsește aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți și alte surprize.
Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video. Iar până data viitoare, să ai grijă de tine! Sunt aici cu grupul 3, cu cei dintre voi care au ales tarotul opozițiilor. Vom folosi de asemenea și oracolul nopții pentru citirea voastră. Haideți să începem cu tarotul. Cine vrea o relație cu tine, ascultătorule? Și ce fel de relație vrea cu tine? Ce motivații are această persoană? Foarte interesant că avem un fir comun în citirile noastre de astăzi. Sunt niște arcane care se repetă și vă invit de asemenea să ascultați citirea de la grupul 1 sau de la grupul 2. Aici avem o persoană care consideră că a greșit enorm față de tine, ascultătorule. Avem pe cineva care consideră că nu a închis ceva, a lăsat niște porți deschise, la un moment dat a plecat, s-a înstrăinat, poate ți-a întors spatele sau poate a pus relația voastră pe pauză, poate a spus niște lucruri care te-au rănit. Aici avem o persoană care în momentul ăsta este copleșită de regret pentru ceea ce a făcut. Haideți să vedem în continuare, explorăm din acest oracol al nopții și iată mica sirenă cu dorința de a salva pe cineva. Mica sirenă care practic se dăruiește pe sine pentru persoana iubită. Iar asta ar putea să însemne că persoana asta despre care vorbim, cuprinsă de remușcări, își poate dori acum să vină către tine, ascultătorule, cu tot felul de gesturi extreme, prin care să-ți arate dedicarea sa față de tine, dorința sa față de tine și ar mai putea însemna de asemenea că persoana asta în relație cu tine a observat cât de multe daruri a putut să primească de la tine. Adică vorbim despre cineva care știe că iubirea ta poate să fie fără limite. Vorbim despre cineva care știe că în trecut, probabil, că i-a întins brațul tău salvator de foarte multe ori. Vorbim despre cineva care știe că dacă se întoarce la tine, va putea să fie din nou bine. Haideți să vedem în continuare și vă rog să-mi spuneți cum rezonează cu voi până acum. Avem aici pe cineva din Vărsător, avem pe cineva din Fecioară, avem pe cineva din Pești. Am putea avea o persoană din Gemeni sau Balanță de asemenea. Am putea avea o interacțiune dintre două semne de apă sau o interacțiune dintre un semn de apă și un semn de pământ. Haideți să vedem mai departe. Iată, cineva care a încălcat o promisiune, cineva care nu și-a ținut ferm un angajament. Cineva care s-a întâlnit cu tot felul de greutăți, cineva care a renunțat exact atunci când ar fi trebuit să continue lupta și mai vorbim despre cineva care a dat dovadă de lașitate, ascultătorule. Cel puțin așa consideră această persoană în momentul ăsta, că în interacțiunea cu tine nu a acționat deloc curajos sau a acționat la extreme. Cineva care în momentele în care ar fi trebuit să vină către tine cu echilibru, calm sau cu niște vorbe bune, a venit probabil către tine cu tot ceea ce nu ai fi avut nevoie să auzi sau să primești. Cineva care a dat dovadă de egoism. O persoană care
consideră că a acționat așa din mândrie sau din cauza nervilor sau ca să încerce să-ți demonstreze cine era mai puternic în relație la momentul respectiv. Atenție, situația asta se poate aplica pe relația ta, ascultătorule, cu cineva cu care ai avut un raport sentimental sau intim, sau vorbim despre o relație cu o rudă sau cu un prieten foarte drag. Haideți să explorăm în continuare ce vrea cu tine această persoană acum. Și-ar dori o întoarcere. Aici avem o întoarcere acasă. Persoana asta parcă lucrează încă la discursul său. Nu și-a terminat de planificat ceea ce și-ar dori să-ți spună. Persoana asta a făcut o schimbare într-un moment ales prost. De asemenea, această persoană, iată, a considerat la un moment dat că plecând de lângă tine va întâlni niște perspective mult mai largi, că va intra în niște experiențe mai variate, mai bogate. Este cineva care pare să se întoarcă cu coada între picioare, ascultătorule. Cineva rușinat de propriile acțiuni, cineva rușinat de fantasma asta prea grozavă pe care și-o construise în minte. Adică cineva care înțelege că în loc să se bucure de ceea ce tu îi ofereai și de calitățile tale, la un moment dat a dat cu ele de pământ. Și persoana asta știe, ascultătorule, că te-a dezamăgit foarte tare. Știe că a provocat în tine o rană foarte mare. E o persoană conștientă de acțiunile sale și de consecințele acelor acțiuni. Este o persoană cu care, totuși, ascultătorule, ai o legătură foarte profundă în interiorul tău. Probabil că tu nu ai uitat această persoană. Probabil că tu nu ai iertat această persoană. Probabil că încă îți mai închipui ce ai putea să spui și să îi spui în momentul în care s-ar întoarce. Așadar, legătura voastră, deși poate a fost ruptă în real, a fost menținută foarte puternic în interior. Cineva care vine, spuneam, cu capul în pământ, aproape că nici nu îndrăznește să te privească. Și poate de aici această energie a magicianului întors. Adică cineva care are nevoie de cuvinte extrem de iscusite și de un discurs bine pus la punct ca să poată să se asigure că nu-i vei închide telefonul în nas, de exemplu. Oare cum rezonează cu voi până acum? Haideți să vedem în continuare. Aici mai avem o persoană care s-ar putea să-ți datoreze niște bani, ascultătorule. Sau vorbim despre o persoană cu care tu ai făcut afaceri la un moment dat. Ceva s-a stricat și din punct de vedere financiar între voi doi sau a existat o dezamăgire care a plecat de la bani sau de la ceva material. Vorbim despre o persoană care totuși începe să capete o atitudine ceva mai îndrăzneață. Adică, odată cu această îndrăzneală, vine și capacitatea acestei persoane de a pune în cuvânt scuzele potrivite. Probabil că vorbim despre cineva care îți va cere iertare, ascultătorule. Probabil că vorbim despre cineva care va mărturisi că îi pare cu adevărat rău pentru ceea ce a făcut.
Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro. Găsește aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video. Iar până data viitoare, să ai grijă de tine!